Mi-amintesc destul de bine. Bun, apreciez că ți-amintești. Ai cerut să mergi în camera roșie când erau ei doi, ca să vezi ce se întâmplă. Patru. Mă rog, ei patru. Ai vrut să... Erai foarte agitat și nu înțelegeai de ce se întâmplă lucrurile astea. Când cerea Patrick, cereai și tu imediat după el. A fost foarte frumos. A fost o perioadă frumoasă. Mi-amintesc destul de bine acea zi. Bun. Da. Acele zile. Dar dacă bine ne amintim, înainte ca eu să spun povestea mea, Patrick a venit să zică aici în casă și în fața Larisei că vrea să îi schimbe neapărat părerea Larisei despre el. Da. Și Larisa nu a fost 100% categorică că nu vrea. Oare cum ar fi lăsat o poartă deschisă? Ceea ce mie nu mi-a oferit acea siguranță. Am înțeles. Există. Și Giulia a spus categoric că nu-l vrea pe Patrick. Și simți și tu că nu există absolut nimic din partea ei pentru Patrick. Eu o simt pe Giulie că e total pentru mine. O să mai adaug ceva dacă se poate? Te rog, Giulie. Dacă tot am făcut cum se zice? Paranteză. Nu paranteză, paragone. Paralelă între tine și între Robert. Între cele Larisa, două situații. Robert. Adică, așa cum am spus, cred că fix despre asta este vorba. Despre faptul că atunci când o iubire este, nu iubire, sentiment, să-l numim așa, este asumat și, să zic așa, simțit în totalitate, care se bazează pe sinceritate și pe încredere. Da, fix despre asta este vorba. Adică cred că asta este diferența. Da. Cine te-a oprit acum, că nu înțeleg? Nu, eu, așa. A fost o explicație. Nu mă gândeam cum să mă exprim. A fost o explicație la acest deranj care nu există când vedem că există o conversație nouă cu cineva. Da, nu neapărat explicația acest... Explicația că nu-ți deranja dacă conversează cu tine. Da, pentru că știe ce... Noi am înțeles. Ce suntem noi doi împreună. Ok. Ce sunteți voi doi împreună? Doamne, mi-aș citi gândurile. Ce suntem, Robert, noi doi împreună? Nu. Tu ai. Noi suntem fluturi. Vroiam să văd și ce spune el, pentru că eu astăzi pe conexiune am vorbit foarte mult. Dar eu și cu Robert, dacă mă întrebați pe mine, cred că ne completăm unul pe celălalt așa foarte bine. Unde nu ajung eu, ajunge el, unde și viceversa. Să-i completați cu îl Bianca. Îl simt. Eu cred. Cine? Cu Bianca. Nu știu, ei mereu că se completează la discuții, la... Bineînțeles, Giulia, a spus că mă completez și cu Bianca la vorbă și la gândire, pentru că și Bianca are o gândire sănătoasă din punctul meu de vedere, chiar dacă din punctul vostru de vedere nu o are. Dacă mai... Cine a zis vreodată asta? Dacă m-ar fi lăsat să continui, Giulia, probabil ți-aș fi... Iar am întrebat. Probabil ai fi auzit și altceva. Păi spune și nu te mai lăsa. Faptul că nu doar că vedem aceste calități unul în celălalt pe care le avem și gândirea pe care o avem la fel în anumite situații, dar și simțim, cred, același lucru. Păi de ce crezi? Nu cred, sunt convinsă, dar vă spun Ori crezi, ori ești nu, sunt convinsă. Tu poți intra în sufletul Virginiei să simți ce simte ea? Dar eu nici măcar nu m-am pronunțat. Nu, dar bănuiești ceva, nu? Păi... Bănuiești. Și-ți dorești să fie bine, nu? Păi da, dar le țin pentru mine, dacă... Nu știu, mie mi se pare că ceva... Păi nu ți le asumi, înseamnă. O deranjează. Înseamnă că nu le vrei cu adevărat. Ține să o... Ți-am mai spus eu cum, ce înseamnă să vrei cu adevărat un lucru. Ce înseamnă? Să știi exact ceea ce îți dorești. Am înțeles. Și nu se pare că tu cu Virginia știi ce îți dorești. Adică așa, în general, în viața ta. Cum? Nu știe nimeni ce se va întâmpla astăzi, mâine, poimâine. Noi suntem aici, ne cunoaștem, ne dăm seama de sentimente, ce simțim unul pentru celălalt. Păi fix asta este diferența. Care este? Că să nu știi ce-ți dorești. Atunci când știi ce-ți dorești, s-ar putea să fie bine sau s-ar putea să fie așa cum îți dorești. Giulie, tu știi ce-ți dorești? Da. Bine. Ce-ți dorești, Giulie? Îmi doresc ca cunoașterea mea cu Robert să meargă în continuare bine și îmi doresc, da, să fie bine între noi. Ok. Același lucru pot să spun și eu, că îmi doresc foarte mult ca această cunoaștere să decurgă așa cum cred eu că va decurge bine. Dar trăim prezentul, nu ne gândim prea mult la viitor, în legătură să ne facem gânduri false. Dar eu cred și simt că va fi bine între noi, deoarece există acea conexiune de care noi tot vorbeam și probabil nu am fost înțeleși. Asta nu trebuie să vă intereseze sau să vă deranjeze foarte tare. Dar până unde vă duceți cu gândurile în viitor?
Departe. Cât de departe? Foarte departe. Poate că o să ne oferiți și nouă un crâmpei din discuțiile acestea. Un? Poate că o să ne oferiți și nouă un crâmpei din discuțiile astea ale voastre. Din viitor, pentru viitor. Nu știm exact ce înseamnă crâmpei. Puțin, o bărticică. Partecică. O bărticică, mică. E prima dată că n-au cuvânt. Se înțelege din context, frate. Da. Bine, nu putem să spunem în detaliu exact ceea ce ne dorim, dar cu siguranță știm sigur că, adică cel puțin din ceea ce am înțeles eu, știm că ne dorim ca oriunde am fi, că nu am stabilit încă unde am fi sau ce o va fi, dar ne dorim ca să fim împreună și să ne fie bine. Și cred că restul se rezolvă. Exact. Bine. Așteptăm acest privilegiu cu mare drag și cu mare interes. Și cred că nu doar noi, ci și telespectatorii. Tu știu că ești primul. Poți să faci o cerere. Vrei să faci o cerere? Eu nu vreau să fac cerere, dar mi se pare aberant să vin aici după o lună de zile să zic că sunt dat peste cap și îndrăgostit până se numește cap. Dragoste la prima vedere, conexiune sufletească, nu de asta pe televizor. Nu așa ceva. La tine nu există. Știm. Știm, ne-ai zis deja. Da, și am și văzut. Dragoste la prima vedere există în filme, doamna Andreea. E, nu aici. Nu. Nu. Aici țin să te contrazic. Pentru că sunt foarte multe persoane pe acest pământ care spun că au trecut prin dragoste, prin această experiență, dragoste la prima vedere. Înseamnă că n-am fost eu destul de norocos. Dar noi nu am vorbit despre asta. S-ar putea să fie aia, dar noi nu despre asta am vorbit. Da, nu, la voi n-a fost dragoste la prima vedere. Noi am spus că știm ce ne dorim și vedem în noi... Adică oarecum eu văd că și Robert își dorește aceleași lucruri pe care mi le doresc eu. La fel toată lumea, și nu toată doar lumea că ne dorim, că dar și simțim asta. Toată lumea de aici vede că Robert își dorește, toți vedem. Bine, nu știu, ar trebui să-mi dați un premiu Oscar ca să... Adevărat. Ca să mi le inventez eu astea toate. Ce bine ai zis. Păi da. Bravo. Nu știu, dacă vrei, adu-mi-l. Dacă vreți... O să-ți aduc e zecele. Păi e ciudă că ea poate să simtă lucrurile astea, că ei simt lucrurile astea și voi doi nu simțiți? Sau care e ideea? Că v-am urmărit și mai devreme. Ai zis că ți-ai cerut scuze. Ai zis că tu crezi pare în rău ei. Că mi-a ai venit astăzi și ai zis, îmi pare rău că mi-am cerut scuze, că am văzut o cameră roșie și nu... Îmi cer scuze că mi-am cerut scuze. Doamna Andreea! Nu, bă, vreau să știu, concret, pe românește, vă roade invidia? Doamna Andreea! Nu, Giulia! Nu, doamna Andreea! Da. Nu! Doamna Andreea! Las-o să termine. Păi nu știe ce să zică. Nu am văzut când vreodată. Nu am văzut o discuție între ei doi deloc. Vreau doar să-mi spun o chestie. În gală, vai de mine. În material, s-au dat mai multe părți din mai multe camere roșii? Că nu da, mai... da. S-au dat, da? Da. Și în toate a fost același... Eu așa știu, dacă eu sunt nebun acum, vă rog să mă scuzați. Mă întrebă mai mult. Toată dimineața am vorbit despre lucrul acesta și din nou faceți același lucru. Bine, eu pot să vă țin cap și putem să mergem mai departe cu subiectul acesta. Julie, în momentul în care tu nu duci discuția mai departe, înseamnă că nu ești interesată. Păi, care discuție? Orice discuție. Păi, ți-am spus, uită-te la camera aia și după aia vorbim despre ea. Păi, mie mi se pare că tu m-ai uitat în gală. Robert îți zice că ești frumoasă. Păi da. Nu te-ai uitat Robert în gală, dragă Giulia. Te-ai uitat la partea care s-a dat. Uită-te la întreaga discuție. Am uitat montajul, da, într-adevăr. Da. Poate la montaj. Robert zice că e bine pentru tine în casă și că îl bine dispui. Da. Robert îți spune că e foarte bucuros că te-a întâlnit și că îți mulțumește sau ceva, nu știu, nu păi pot să-i reproduc exact. Toate lucrurile și tu zici, astea, dar de ce la mine zici, sunt văzute ca un... Și tu din nou ai o pauză de 3-4 secunde, râzi puțin și eu. Nu știu, gata, bine, suntem diferiți. Suntem diferiți. Voi bun, și ce avem noi mai puțin decât ceilalți concurenți? În aș da timp să ne cunoaștem mai bine. Dar n-am zis asta. Bun, atunci uitați de toate declarațiile pe care... Ne-am deschis sufletul și vi le-am spus și vouă ca să le auziți și voi, ok? Dar să le dăm la o parte. Avem și noi voie să ne cunoaștem așa cum credem noi că este mai bine? Nu. Nu? Bine, mulțumesc! Aveți, vă rog să vă cunoașteți. Crede-mă că eu țin foarte mult la Robert și n-aș vrea să... Adică dar nu sunt contra. Nu se pare, pentru nu că nu iei în considerare absolut niciun cuvânt din ce zice Robert. Nu iau eu în considerare cuvinte din ce nu. Spune Robert? Nu. Nu cred. Păi așa se pare. Nu. Bine, continuă, ești liber să ai tu părerea ta, doar atâta
Doar atâta? Atâta îți cer, să, înainte să spui un lucru, să îl analizezi mai bine. Dacă vrei să vorbești despre camera aia roșie, du-te și uită-te la acea cameră și apoi eu vorbim. Camerele. Camerele, da, la toate, chiar te rog. Și spune-mi ce ai văzut bine, acolo. Bine, gata, păi vă rog. Ce să văd? Nu faci decât să o provoci, ea ridică tonul și avem un dialog cu ton ridicat la această oră. Doamna minunată, Andreea, superbă, extraordinară. Eu... Un minut, am înțeles, două, trei, dar îți place. Văd. Eu dacă mă enervez și ridic tonul, automat enervez. Dar în schimb pe mine nu mă enervează să ridice tonul la mine. Gata, vă rog. Te rog, Robert. Ajută situația. Unde suntem noi aici? Cu ce să ajut? Cu ce să o ajuți? Cu ce să ajut în situație? Julie, fata cu care tu ești în cunoaștere, este foarte enervată de colegul tău de cameră. Nu sunt cameră, enervată, doamna tău. Andreea, acesta este tonul meu de voce. Nu sunt enervată. Bine. Singurul sfat pe care l-am pentru Robert, singurul și unicul, este să nu se grăbească. Atât. Că au fost alții care s-au mai grăbit.